Un accident grav în orașul Cimișlia s-a soldat cu un deces. Șoferul unei mașini a adormit la volan și s-a lovit frontal cu un autocamion. Tragedia a avut loc în dimineața de 3 septembrie, în jurul orei 6:35 de minute. Poliția a fost alertată prin intermediul serviciului 112 imediat după cele întâmplate. La fața locului s-au deplasat polițiștii împreună cu medicii de pe ambulanță. În urma investigării, oamenii legii au constatat că în accident a fost implicat un tir la volanul căruia se afla un bărbat de 53 de ani și un automobil ghidat de un tânăr de 34 de ani. Preliminar s-a constatat că tânărul ar fi pierdut controlul asupra volanului din cauza supraoboselei, iar apoi a ieșit pe banda de contrasens. În consecință, automobilul s-a lovit frontal cu autocamionul. Din păcate, în urma impactului, șoferul automobilului de 34 de ani a decedat pe loc. Medicii nu au putut să-l reîntoarcă la viață. Șoferul camionului a fost supus testului alcool scopic, care a demonstrat că acesta nu consumase alcool. Alte circumstanțe în care s-a produs tragedia sunt în curs de investigare.